campanie am deschis cutiuța cu scrisori. Am relansat cea mai sexy mămică din România. Pe pagina a1.ro, în secțiunea de neața, găsiți un formular de înscriere. Vă puteți înscrie personal, puteți înscrie o rudă, puteți înscrie o prietenă bună. Ce e cel mai important este să ajungă informația la noi, desigur, și cu voia pretendentei. Pentru astăzi am ales-o pe Miruna. Miruna Pricope are 31 de ani, locuiește în București și sunt foarte curios cine a înscris-o. Are fotografii interesante, în toate este machiată prună, nu știu unde se ducea, nu știu de unde venea, dar uite, de aia suntem alături de ea și o putem întreba. Hai de bine, câte rime! Bună dimineața, Miruna! Neața! Cine e acolo? Matei. Matei. E cu minte sau e foame? Este înfometat la maxim. Ok. V-ați trezit de mult? Ne-am trezit de foarte puțin timp. Ah, ok, ați fost leneși astăzi, înțeleg. Și înțeleg că Matei nu a apucat să mănânce. Cât are Matei? Îi pregătește tati. Ah, ok, undeva în spate tati pregătește. Cât are Matei? Un an. Una. O săptămână. Și o săptămână. Mulți înainte. Se uită multe cupluri la Neața și am vrea să știm cum s-a început proiectul Matei. A fost un consiliu de familie? S-a vorbit cu soacra mică, soacra mare? Sau pur și simplu s-a întâmplat? Nu, a fost un consiliu de familie, dar doar între mine și tati, atât. A, ok. S-a discutat în sensul în care tu ai propus și el a zis da oricum, nu? Exact. Iată încă o familie tradițională romană, normală de România. Mai aveți și alte planuri, ca să zic așa? Nu știu, un câine, o pisică, încă doi copii? Pisica avem. La restul nici nu răspunde, Matei oricum este... Era pisica acolo. Miruna, cum e viața cu un puști de un an? Grea, ușoară, mai ușoară decât în primele luni, mai grea? Este încă grea. Ok, ce e cel mai greu? Somnul? Vai de capul meu. Nu, Miruna, stai. Oprește-te din... fii atentă. Trebuie să tragi aer în piept și să te mai gândești la tonul discuției. Că sunt fix acum, uite, vezi și tu prin ecranul televizorului, sunt cupluri dezbrăcate care tocmai vreau să se apuce de treabă, dar dacă o iei cu vai de capul meu, nu se mai apucă nimeni. Deci, cu 10% mai pozitivă, te rog, că Matei o să vadă imaginea asta când va fi mare. Deci, cum e... Cum e? Da. Mi-aș dori să dorm cu vreo 2 ore în plus. Ok. Măcar. Dar există și plusuri. Normal. Am înțeles. Miruna, îți mulțumim tare mult că ești telespectatoare de Neața. Și eu vă mulțumesc. Ne mai arăți o dată pisica? Siri? S-a picat pâine. Cum se numește pisica? Siri. Siri? Da. Ok. Are fix fața mea când ajung la muncă. Deci, cu fața asta ajung eu la studio. Numai salariul ăsta nesimțit de mare mă face să mai văd și zâmbesc. Bun, avem și proba. A, uite și pe tati. Salut, tati! Neața! Bă, stați puțin. S-a auzit un ouă de aici, din dreapta, ceea ce pe mine mă dezavantajează total. Miruna, soțul tău e manechin, model, ceva? Nu, suntem dansatori amândoi. Am înțeles. O, la, la! S-a auzit un iuhu aici, iuhu, chiuieli! Bun, avem proba de viteză și de descurcat prin casă, ești pregătită? Da, maxim. Am două rugăminți. Unul, nu speria copilul și doi, nu călca pisica. Aia cu pisica mai...
Atenție mare! Vreau să vedem în câte secunde poți să ne aduci un prosop curat. Un prosop curat. Și a plecat mami. Păi trebuia să înțelegem asta din textul ei, tati îi face de mâncare. Asta este de baie și asta este de bucătărie. Bravo! Ia-l de aici că e de bucătărie. Măcar la dans poate să conducă tati? La dans conduce el sau? Normal, bine. Stai așa, că ea are dreptate. Acum întreabă-o dacă e conștientă de faptul că tati după duș se șterge cu prosoapele de bucătărie. Mai facem viața una marcă, vine și 8 martie. Bun, Miruna, 2. Vreau să știu cât de repede... Noroc! Da, trage-l un pic din fața mesei, că dacă mai strănut-o odată... Cât de repede poți găsi pantofii tăi de dans sau orice element din costumația ta de dansator? Bă, nu știi niciodată, trebuie să fii pregătit. Dacă te sună cineva și dacă trebuie... Dacă scotea el pantofii de dans, era chiar o chestie. Bravo, bravo, bravo! Matei mănâncă, nu ne băga în seamă. Super. Și 3, nu în ultimul rând, asta ne-a ieșit foarte rău ieri, Miruna. Cât de repede poți găsi o sculă în casă? Un instrument, un patent, o șurpeliță, așa zicem noi, meșterii. Ia să vedem dacă Miruna știe unde sunt astfel de elemente în casă. Păi, dacă știam că e așa, făceam și eu unul mai demult. Abia vreau să deschid cutia. Miruna a venit cu toată lada de scule. Te pupăm, mulțumim tare mult. Tati, să trăiești, să ne trăiești. Matei, să-ți meargă bine toate. Ba, frumoși sunt ăștia doi. Ceau, s-ar putea să ne vedem în platou mâine, păi mâine. Ceau, 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 mulțumim, mulțumim. Ăștia sunt telespectatorii de neața, mă, nu toți urâții care se uită la ceilalți. Eu vă zic, frumoși, pac, și dansatori, vă dați seama, au început cu dansul și uite unde s-a ajuns. Ce înseamnă? Să nu respecti distanța între parteneri. Uite unde se ajunge. Ție îți fac rău culorile astea tari pe sapo. E ceva, nu știu, ți intră în piele. O, e așa, te apucă pofta de viață. De dans. De dans, de copii, de... De seara am dans.